Crește îngrijorarea în țară din cauza noi tulpini de SARS-CoV-2 descoperit în Marea Britanie. După Giurgiu și București, un caz a apărut la Suceava, este vorba despre un bărbat care s-a întors recent din Marea Britanie. Între timp, în capitală, în urma probelor pre prelevate la școala numărul 28, există suspiciuni că încă patru persoane ar fi infectate cu noua mutație. Maria Inda vine cu toate informațiile. Bărbatul din Suceava, la care a fost depistată mutația, s-a întors din regat pe data de 5 ianuarie. I-au apărut simptomele când era în carantină la domiciliu, iar testul i-a ieșit pozitiv. A fost internat inițial la spitalul din Siret, iar apoi transferat la spitalul județean Suceava. A fost externat pe data de 22 ianuarie, iar două zile mai târziu a fost internat din nou pentru că starea sa de sănătate se agravase. Doctorii au analizat probele suplimentare și au confirmat mutația. Totodată, DSP Suceava a realizat o anchetă epidemiologică în urma căreia au rezultat patru contacti directi care se află în carantină în acest moment sub supraveghere. În același timp, în capitală, continuă anchetele epidemiologice la școala numărul 28. Se analizează probele mai multor persoane care au intrat în contact cu persoana depistată cu noua tulpina virusului. Femeia nu a călătorit în Marea Britanie, deci infectarea a avut loc în comunitate. 9 din 10 contacti direcția acesteia au fost depistați pozitiv săptămâna săptămâna trecută cu noul coronavirus. Dintre aceștia, patru lucrează în școală. Alte 11 persoane, tot cadre didactice, au primit ieri rezultatul. Șapte sunt bolnavi, patru dintre probe au prezentat caracteristici ale mutației. Tulpina britanică a coronavirusului a fost detectată în Marea Britanie în luna septembrie anului trecut, iar până în acest moment a fost descoperită în peste 50 de țări.